Ana Maria Prodan face furori, se plimbă în plină toamnă cu papucii îmblăniți de astăvară. Fata mea e fashion, super, super fashion. Tot ce vede și visează este numai fashion. Îmbrăcată într-o ținută lejeră, cu un tricou și jeans, Ana Maria Prodan nici că se gândea că va fi ținta paparaților. Totuși, a reușit să surprindă la capitolul încălțăminte. Pentru ea este clar că iarna e ca vara. Deși în jurul ei doamnele au trecut la ghete și cizme, Ana Maria Prodan a rămas cu papucii de caniculă. Probabil sexy impresara a mizat pe faptul că șlapii ei sunt îmblăniți. Blănița a fost într-adevăr vedetă, însă îi ia cineva locul în această toamnă și anume catifeaua, care o detronează din plin. Poate vor afla și vedetele noastre acum care sunt tendințele toamnei în materie de încălțăminte, căci la câte perechi de papuși cu blană am văzut anul acesta, chiar și la plajă, ar fi timpul pentru o schimbare. Deși are picioarele dezgolite, Ana Maria se uită tot la haine și nici alea pentru ea. Se pare că vrea să-i reînnoiască garderoba soțului, Reghe. Până se decide Ana Maria să-și achiziționeze încălțămintea de toamnă, stilistul nostru îi vine în ajutor cu sfaturi. Pentru că este atât de drag de încălțămintea de vară, există o soluție. Sunt sandale și sunt purtabile chiar și în sezonul rece. De exemplu, cu șosete.